Tu știi cum se poate trăi o viață frumoasă, în ciuda diagnosticului de scleroză multiplă? Astăzi o să-ți dau câteva sfaturi care te vor ajuta în viața de zi cu zi. Continuăm astăzi cu ultimele 5 sfaturi care te vor ajuta în călătoria pe toată viața ta cu scleroza multiplă. Setează-ți mementouri. Scleroza multiplă poate duce la simptome precum pierderea memoriei și problemele de concentrare. Acest lucru poate face dificil să-ți amintești sarcinile de zi cu zi, cum ar fi întâlnirile sau când trebuie să-ți iei medicamentele. Aplicațiile și instrumentele pentru telefon te pot ajuta să rezolvi problemele de memorie. Există aplicații disponibile care îți vor facilita vizualizarea calendarului, crearea listelor și setarea alertelor de mementori. 12. Implică-te! Grupurile de suport pentru scleroza multiplă vă pot pune în legătură cu alte persoane care trăiesc cu scleroză multiplă și vă pot ajuta să stabiliți o rețea pentru schimbul de idei, cercetări noi și gânduri bune. De asemenea, te poți alătura unui program de voluntariat sau unui grup de activiști, cum sunt ONG-urile. S-ar putea să descoperi că participarea la aceste tipuri de organizații este incredibil de responsabilă. 13. Încearcă să stai într-un mediu răcoros. Mulți oameni cu scleroză multiplă descoperă că sunt sensibili la expunerea la căldură. Când temperatura corpului crește, simptomele se pot agrava. Chiar și o ușoară creștere a temperaturii poate afecta impulsurile nervoase, suficient pentru a provoca noi simptome. Această experiență are de fapt propriul nume, fenomenul lui Uhthoff. Încercați să vă mențineți un mediu răcoros, evitând dușurile și băile fierbinți. Folosește aerul condiționat în casa ta și ferește-te de razele soarelui atunci când este posibil. Bineînțeles, vara este apare problema cea mai mare. Poți încerca de asemenea să porți o vestă răcoritoare sau să bei apă foarte rece, cu condiția să nu răcești. 14. Configurează-ți un sistem pentru a avea mereu necesarul de medicamente. Este foarte important să iei medicamentele la timp. Uitarea administrării unui medicament sau a te duce să-ți iei rețeta poate avea consecințe majore asupra vieții tale de zi cu zi. Pentru a rezolva această problemă, configurează-ți un sistem cu farmacia de la care te aprovizionezi, astfel încât să ai în permanență tratamentele necesare. Și ultimul sfat, rămâi pozitiv. Deși nu există un remediu pentru scleroză multiplă în acest moment, tratamentele pot încetini boala. Nu renunța niciodată la speranță. Se fac cercetări pentru a îmbunătăți tratamentele și pentru a reduce progresia bolii. Dacă ți este greu să păstrezi o perspectivă pozitivă asupra vieții, ia în considerare întâlnirea cu un psiholog sau un consilier de sănătate mentală pentru a discuta despre nevoile tale. Concluzie. Viața, după ce primești diagnosticul de scleroză multiplă, poate fi copleșitoare. În unele zile, simptomele te pot împiedica să faci ceea ce îți place sau te pot lăsa să te simți epuizat din punct de vedere emoțional. Deși unele zile pot fi dificile, este totuși posibil să trăiești bine cu scleroză multiplă prin implementarea unora dintre modificările pe care le-am explicat în cele 3 episoade.